Andreea Marin a lansat primul volum de carte cu titlul care este și motoul ei în viață, și anume Nu există, nu se poate. Colega noastră, Laura Lezis, a fost acolo și a întrebat pe cei prezenți când au simțit că li s-au unecat corăbile și totuși au renăscut ca pasărea Phoenix. Așadar, haideți să vedeți despre ce este vorba. Bună seara și bine ați venit! Aș putea spune în casa mea, avem 10 de personalități prezente la lansarea cărții Nu există, nu se poate și... cred că sunt toți colegii din televiziune. Vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv chemării mele pentru lansarea unei cărți. În cartea sa, Andreea a publicat interviuri și mărturii ale invitaților săi care au simțit cândva că în viață nu există, nu se poate. Ana Maria, când ai simțit în viața ta că nu poți să faci ceva sau că nu se poate să se întâmple ceva? Eu, în naivitatea mea, am crezut întotdeauna că pot să ajung un campion și, uite, mulțumită oamenilor din jurul meu, chiar am reușit să ajung acolo. Cred în continuare că nu există, nu se poate și chiar dacă de multe ori simt, nu știu, poate că mă bat cu morile de vânt, cred. Cred în mine, cred în magie în continuare și sunt convinsă că oricine poate să ajungă să-și îndeplinească obiectivele atâta timp cât are un plan și îl respectă până la capăt. Am zis nu se poate doar în situații ce țineau de sănătatea celor dragi mie sau sănătatea mea sau adică în situații acestea care cumva nu, pe care nu vreau să le accept, să spunem. Da, nu se poate întâmpla una ca asta și de fapt uneori lucrurile s-au întâmplat. Și da, alea cred că sunt singurele momente în care, din păcate, nu se poate. Când ați simțit că e ceva ce nu se poate îndeplini în viața dumneavoastră? De foarte multe ori. Cred că 2 ani de când am apărut în fața camerei, primii 2 ani, înainte cu... 10 secunde să intru în direct, îmi venea chestiunea asta în minte, băi, nu se poate. Și totuși, pe ultima secundă spuneam, nu există, nu se poate. Și apăream, bună seara, doamnelor și domnilor, și mai departe. Am gândit și am avut câteva momente în viață în care chiar m-am lăsat un pic pradă disperării, în ghilimele, și de fapt alea au fost momentele în care lucrurile au luat o întorsătură bună. Am mai simțit asta, uite, pe la Visuri la Cheie, știi, când presiunea era atât de mare și responsabilitatea uriașă, încât aveam momente în care mi-am zis, băi, nu o scot la capăt, nu o scoatem la capăt, dar am scos-o la capăt. Dacă omul vrea să spart perete cu cap, dacă vrea, așa se fac. Adică nu există, nu se poate, cum a zis Andreea Mare, nu există. Când era eu la școală, pe anul 1975, când era la școală, a fost elev în Haifa, școala de bucătar, și după 2 ani de zile, că era 17 ani, a zis, eu vreau să fii șef, dar nu de restaurantele, șef în un hotel mare din Israel. Și tot prezăul zice, tu să fii șef. Să cum este, prieten? Cum tu fii șef tu? Nu aveți nicio șansă. De ce nu? A dat mie niște dragi în mine și motiv și am învățat și mi-am luptat cu 10 degetele mele. Și la 32 de ani am ajuns executive chef la King David Hotel în Ierusalim, cel mai mare hotel din Israel. Când ți-ai dat seama că nu există, nu se poate? Sunt atât de multe ocazii în care vorba asta a tatălui meu de odinioară s-a dovedit a fi valabilă, încât a devenit motto în viața mea. A devenit credința mea, deloc, niciodată. A fost pentru mine un imbold. Cumva m-am împins de la spate în momentele dificile, în care mă împiedicam, în care credeam că până aici mi-a fost și așa mai departe. Dar îmi aminteam vorbele astea. Nu există, nu se poate. Așa că te ridici din genunchi, îndrepți spinarea și cauți soluția. Caut-o în imaginația ta, caut-o în toate lecțiile de viață primite în urmă. Am trăit un moment de deznădejde și un moment greu atunci când îngerul meu a devenit mama și n-a fost ușor să accept această realitate. Eram un copil, aveam doar 9 ani. Primele vorbe au fost nu se poate să se întâmple asta. Dar
Există viață și după pierderea oamenilor dragi, oricât de dură ar fi ea. Și asta se întâmplă mai cu seamă atunci când înțelegi că ei și-ar dori altceva pentru tine. Niciun părinte nu și-ar dori să vadă tristețea pe chipul copilului său. Ori eu mi-am dorit să-mi dovedesc și să îi dovedesc, de mă privește de acolo de sus, că pot mai mult, că pot lăsa ceva în urma mea, ceva ce să-mi folosească nu doar mie, și să folosească lumii și când eu nu voi mai fi.